Ruparea de sub măgura și Mleului s-a deplasat sub Pietricica fără 6 piese importante datorită unor probleme de legitimare care nu au depins de conducerea grupării și mleoane. Fără Marian Bala, Florin Filip, Bocor Gabor, Tot Gabor, Ionut Silaghi și Cristian Pop, sextetul de bază al și mleoanilor a fost unul improvizat. Lipsa unor jucători importanți din echipă s-a simțit în special în setul inaugural, în care elevii lui Mircea Abraham și Mircea Uniga nu au reușit să contabilizeze nici măcar 10 puncte și au cedat setul inaugural cu scorul de 25-9. După primul set, gruparea și mleoană părea victimă sigură. Lucrurile nu au stat însă așa și Phoenix-ul a renăscut din propria cenușă în setul 2, pe care l-au controlat de la un capăt la celălalt, câștigându-l cu scorul de 25-22. Chiar și în parțialul cu numărul 3, echipa s-a descurcat bine și s-a aflat în avantaj până spre final, când pe seama unor greșeli individuale ale sălăjenilor, echipa gazdă a reușit să egaleze situația și să treacă apoi în avantaj, iar într-un final să câștige setul cu 25-20. Fără a avea variante de schimbări, echipa din Șimleu a cedat setul 4-9, scor 25-16, dar în ciuda eșecului speră în continuare la calificare în faza superioară a competiției. Din păcate am plecat la Piatra Neamț fără 6 jucători importanți, iar acest lucru s-a văzut. Mai mult de atât am jucat în sala polivalentă, care după cum știți este imensă. Băieții au avut trac și până s-au dezmeticit, gazdele și-au adjudecat primul set. În setul 2 băieții și-au revenit și au început să joace, dar s-a simțit lipsa de omogenitate. Păcat că nu am reușit să mai câștigăm un set, dar asta este. Din fericire pentru noi, problemele legate de legitimarea jucătorilor s-au rezolvat și toți băieții sunt apți de joc, cu excepția lui Ionut Silaghi, care are probleme personale. Noi sperăm într-un rezultat pozitiv în partida retur. Calificarea se joacă. Manșa retură a dublei partide dintre CS Phoenix și Mleul Silvaniei și VCM LPS Piatra Neamț va avea loc sâmbătă 29 septembrie de la ora 17 în Șimleu. În celelalte două partide ale primei faze din Cupa României, CSA Steaua București a învins Știința Explorări Baia Mare cu scorul de 3-2 pe seturi 20-25, 28-26, 25-21, 22-25, 15-13, iar CSM Agronomia București a învins tot cu 3-2 Cluj, scorul pe seturi în confruntarea din capitală fiind 20-25, 16-25, 25-17, 25-20 și 15-6.